aș vrea totuși să-i mulțumesc lui Marius, pentru că eu l-am invitat azi, dar nu-i învăț așa, mi se pare. Că era interesant să... N-am nicio... Cum să spun? Pentru mine continuitatea înseamnă extraordinar de mult. Și, respectul unui om de față este arătat și prin respectul Breslei-lui. Și prin respectul celor care l-au precedat sau celor care se concurează. Așa că, pentru mine, un antrenor care a urcat la Botoșani și a... Îi știu pe toți că a fost la Botoșani și... Atunci când vin la Botoșani și chiar cu adevărat crezi în orașul ăsta, crezi în filozofia noastră, pentru că nu e ușor, pentru că e distanță, pentru că e greu de venit, pentru că drumul Botoșani trebuie frumos, nu e gata, pentru că așa trebuie să fim la Botoșani. Stadionul nu e gata și este... Nu e ușor să... Nu e început, mă, ce gata. Da, aici... Da, aici e de discutat mult. Să știți că... S-a aprobat Constituția Daliului, pot să vă spun de pe acum că va fi un eșec. Așa să spuneți. Pentru că eu nu cred că cel care a câștigat Dalii e în stare să facă lucrarea cu banii. Nu cred. Pentru că un Dalii așa cum vrea CNE, eu cred că are de la Studiu Geo și tot ce se întâmplă aici, cred că nu știe ce trebuie să facă. Așa sunt eu și vreau să spun domnului primar să fie atent pentru că pățim același aceeași mod de tratament ca anul trecut, când ne întâlnesc în noiembrie, când am pus să-l facă. Și mai trece un an. Deci dacă lucrăm ca la teatru, ca la multe, multe alte din orașul ăsta, în care arunci o licitație, a câștigat unul, nu-l verifică nimeni, pentru că așa e legea, pentru că nu poți să-l verifici. Nu? Deci dacă nu suntem atenți cu cei care câștigă o asemenea lucrare, nu faci nimic. Știința și munca nu este la întâmplare. Un studiu, un Dalin înseamnă să ai experiență, să ai valori, să ai știința acestui tip de lucrări și când vii să-l faci cu 30, cu 50.000 de euro sau 200, nu știu cât a fost, o lucrare foarte 200.000 de euro, nu, mai puțin, nu, 200, 50.000 de euro, ceva de genul, înseamnă că nu știi ce face. Cred. Dacă dă Dumnezeu să face Daliu, eu mă las de meserie. Și atât mi-e de frică, am spus asta pentru că vreau să audă peste tot să nu mai ratăm un an. Noi la Botoșani avem pretenții, vrem să se întâmple fotbal, vrem să se întâmple artă, cultură, dar cei care au putere de a decide, de a intra în execuția asta a unor lucruri normale, nu sunt atenți, ori nu știu. Că dacă nu știu, îi tratăm altfel, adică le punem altă etichetă. Deci dacă nici asta nu se face Daliu, înseamnă că sunt irresponsabili și proști. Deci dacă nu facem Dali anul ăsta, eu vă spun că suntem de tot râsul, ca Naționala României. Adică ceva trebuie schimbat. Nu poți să stai continuu. Avem 4 ani de zile. De 4 ani de zile nu suntem în stare să depunem o documentație la CNI. Oameni buni. Nu cred că e ceva. Adică eu sunt revoltat. Îmi vine să-l bat pe unul. Nu pot. Vă spuneți, oamenii care vin la Botoșani, înțeleg. E frumos, sună bine Botoșani, dar până la o limită. Terenul de pregătire. În iarnă. Avem o problemă în iarnă. Știți foarte bine când gheață, nu știu ce. Facem balon, stadionul, hai să-l facem model. Dacă nu se întâmplă nimic, așa, echipa joacă și fotbal, să fac spectacol, lumea să vină la stadion să vadă 4-0 cu Steaua. Nu există așa ceva. Din păcate, dacă ori suntem ca unguri și suntem atenți și cu război, zi de zi de zi, faci o echipă în 5 ani de zile și te bați cu Anglia, ori ești ca România și tu ești unul la altul și arătăm cu degetul și suntem unde suntem. Deci eu vreau ca Botoșanul să fie o echipă care progresează și nu doar ca echipă de fotbal, ca echipă de management, ca echipă de echipa orașului. Și nu văd asta. Pentru că stadionul ăsta care l-am făcut noi cu niște herupuri nebune acum vreo 10 ani de zile, el rata mai rămas. Doar gazonul și nocturna. Poți să spui că aici e oficială, că aici e de vestiare, că aici e... Îmi cer scuze la Mihai, dar să știi că el nu le spune pentru că are bun simț. Eu le spun nu că n-am bun simț, eu le spun pentru că am responsabilitatea asta. În momentul ăsta. Deci, Daliu, dacă nu se face, suntem în război mondial. Eu, cel puțin, le declar război mondial primăriei. Cât pot eu, nu știu, dacă am pistoale, când buc la ucraineni. Nu se poate. Să fie așa de sigur, am venit o firmă și am depus, a câștigat. Exact ca cu doamne, ca am trecut. Avem nimeni, băi, am verificat-l, băi. Păi, verificați-l. Și noi, eu nu pot să-l fac. Și am dat scrisoare de nu știu ce, de... Că nu sunt stare să mai la și ce am câștigat noi, Botoșaniu? Ce am câștigat noi dacă vin răpănoși de-astea, doamne, iartă-mă să vină să-mi spune că nu-i gata Daliu și nu poți să-l facă la bani aia, că trebuie să fac și aia, și aia, și aia. Ce plătești? Când azi mă anul trebuie să crească oameni buni în România. Când azi salariul trebuie să dubleze în România. Dacă nu dublăm salariul, să plecați toți. Să o să plecăm toți. Nu poți să stai la 500 de euro, la 400 de euro în România să muncești. Că n-ai cum.
la ce lucruri se întâmplă azi pe plan european și mondial. Dacă nu facem așa, cum să plătești un inginer? Cu cât îți dai să fac un dalier de pat de nu știu, 50.000 de euro? Asta era cu stadionul. Da, să înțeleg că domnul Teja a avut o reacție la stadion.